că este un proiect interesant, Alexandria, de-aia am și ales. Știam ce înseamnă Alexandria când am fost la turistul în Măgurele, știam că se va construi un stadion nou aici, m-a abordat președintele clubului, mi-a prezentat un proiect interesant și am zis de ce nu. Primul antrenament e un antrenament de... Hai să zic, să ne cunoaștem mai întâi, să văd și eu jucătorii, să mă familiarizez cu ei, pe unii știu, cu unii am mai lucrat, doar de familiarizare, ca să ne cunoaștem. Dar de mâine începem partea serioasă, pregătirea, cum s-a spus. Din punctul meu de vedere, nu e al meu personal și probabil și al clubului că va accesa la ce-mi doresc eu, decât promovarea. Altfel nu, am venit să termin pe locul 4, 5, nu. Mai întâi, primul obiectiv primordial este play-off-ul, după aceea la play-off ce se joacă și să rămânem mai departe în 1-2. Și după aceea va trebui să ne luptăm, vom vedea cu cine. Dar personal, al meu, obiectivul meu personal, Alexandria se va lupta pentru promovare, din punctul meu de vedere. Asta îmi doresc eu. Pentru că ați antrenat și în afară și ați și jucat în afară și în România. Este o diferență a fotbalistului din afara țării și a fotbalistului din România? Da, problema este doar de mentalitate, nu că mai talentați. Pur și simplu, când au ales meseria de fotbalist, chiar și-au ales și muncesc pentru ea. Nu contează chiar dacă e la Liga 3, la Liga 2, mentalitatea lor este în momentul când vin pe teren, nu vin să păcălească, adică ei nu, la ei se muncește, am venit o oră și jumătate, dau maxim, după extra ce mai fac iar, pentru că se pot realiza din meseria de antrenor. La noi acum, într-adevăr, cu tot ce a făcut federația în care underii să joace și să le dai șanse să crească și asta, este o oportunitate foarte mare pentru ei, dar din punctul meu de vedere, e o mentalitate păguboasă la noi, pentru că jucătorul în fel să păcălească. Sunt la Liga 3, mă fac când nu mă duc la muncă, joc fotbal, iau un bănuț cât de cât cu muncă puțină. Dacă ajung la Liga 2, bine, pe la Liga 1 este și mai bine și tot așa. Din punctul meu de vedere, nu suntem încă ce trebuie.